Cunoscutul sportiv și prezentator de emisiune Dan Stănescu a revenit pe micul ecran cu emisiuni noi după o lungă pauză. În prima emisiune filmată în studiourile CNS-TV, pe 8 iunie, l-a avut invitat pe Mihai Cristea, antrenor cu Anchido Bau Roman. La întrebarea ce a făcut Dan Stănescu în ultimul timp, reputatul sportiv ne-a răspuns. În primul rând, bine ne revedem după o perioadă dificilă prin care am trecut. Sperăm cu toții să devină o latura trecutului această pandemie și să lăsăm în urmă ce a fost, să ne revenim la normalitate. Ca și om îmi doresc firesc să evoluez în continuare în planul fizic și mai ales în planul sportiv, cu intenția de a pregăti campionatele naționale și campionatele europene într-un mod cât mai serios, pentru că la mine, chiar dacă, și nu numai la mine, chiar dacă a existat acest impediment al pandemiei, eu mi-am continuat exercițiile fizice și am lucrat cam la aceleași valori și am speranța că pe viitor să reconfirm ceea ce am declarat anterior, că încerc să duc performanța mai departe, pentru că după cum am spus mereu și după cum voi sublinia mereu, pentru că este necesar acest lucru, în Roman mai există și lucruri frumoase, mai există sport, mai există viață culturală și cumulativ există posibilitatea de a genera lucruri frumoase. Țin să amintesc aici că avem sportivi foarte bine pregătiți în mai multe domenii, în mai multe ramuri. Am păstrat legătura cu fiecare dintre ei, chiar dacă toți au fost trași pe dreapta, să folosim o expresie rutieră, au continuat antrenamentele și au pus suflet în tot ceea ce au făcut. Latura competițională va intra curând în normalitate, sperăm să se deschidă sălile de fitness cât mai repede ca să ne putem pregăti în condiții optime. Și de asemenea îndemn pe toată lumea pentru o eficientizare a sistemului imunitar să facă mișcare, pentru că cea mai palpabilă armă împotriva astfel de pandemii sau de boli sau de virus este mișcarea. Mișcarea creează un plus de imunitate care ne ajută indiferent de condițiile vremurilor. În fiecare luni, începând cu orele 18:30 și în reluare la orele 21:30, vă invităm să urmăriți emisiunea În competiție, unde puteți afla noutățile în materie de sport pe plan local și județean.